Odată cu lansarea telescopului spațial James Webb, astronomii au putut să privească atât de mult înapoi în timp, încât ne apropiem de epoca în care s-ar fi format primele galaxii. Observațiile au arătat că galaxiile din ultimele 12 miliarde de ani, adică 83% din vârsta Universului, au trăit într-o formă de echilibru. Cercetătorii au observat o legătură strânsă și fundamentală între numărul de stele formate și numărul de elemente grele formate. În cazul de față, elemente grele înseamnă totul mai greu decât hidrogen și heliu. Această legătură este de înțeles tocmai pentru că Universul a avut la început doar aceste elemente ușoare. Toate elementele grele, cum ar fi carbonul, oxigenul și fierul, au fost create ulterior de stele. Așadar, primele galaxii ar trebui să fie nepoluate cu elemente grele. Acum, telescopul Webb s-a depășit pe sine și se apropie cu pași repezi de epoca în care s-au format unele dintre primele galaxii. Un nou studiu arată că astronomii au descoperit ceea ce par a fi unele dintre primele galaxii aflate încă în procesul de formare. Până de curând, a fost aproape imposibil să studiem cum primele galaxii sunt formate în Universul timpuriu, având în vedere că nu am avut instrumentele potrivite. Asta s-a schimbat acum complet odată cu lansarea lui James Webb, au spus cercetătorii. Atunci când am analizat lumina de la 16 dintre aceste prime galaxii, am observat că aveau mult mai puține elemente grele în comparație cu ce ne așteptam, au adăugat oamenii de știință. Aceste rezultate contestă modelul actual al evoluției galaxiilor, conform căruia galaxiile evoluează în echilibru de-a lungul istoriei Universului. Explicația propusă de autorii studiului este că suntem pur și simplu martori la galaxii aflate în procesul de formare. Rezultatele ne oferă primele indicii despre primele stadii de formare galactică, ce par să fie mai conectate cu gazul dintre galaxii decât am crezut. Aceasta este una dintre primele observații ale telescopului Webb în privința acestui subiect, astfel că încă așteptăm observațiile mai amănunțite. Nu există îndoială că vom avea în curând o înțelegere mai clară a modului în care galaxiile și primele structuri și-au început formarea în primul miliard de ani după Big Bang, au concluzionat cercetătorii.